Iar noi, românii, suntem obsedați de imaginea noastră. Aș zice că suntem la fel de obsedați ca o pițipoancă. Ne afectează foarte mult aparențele. Suntem mult mai afectați de faptul că unii români fură sau cerșesc prin Europa sau că Ponta era plagiator decât de faptul că ne mor copiii la școală înnecați în fosele septice. Asta ne-a tot spus și Băsescu. Vai, ce imagine proastă are România pentru că Ponta sau nu știu care e cum e. Dar pentru faptul că noi nu reușim să construim o autostradă, oare nu suntem la fel de penibili? Oare nu suntem mai penibili pentru că închidem spitale și tăiem salarii când nimeni în Europa nu o face? Oare n-ar trebui să ne fie rușine pentru că 30% dintre români trăiesc sub pragul sărăciei? Nu e asta mai dureros? Mă gândesc așa, te așezi la masa europeană și tu, România. De ce ai avea un cuvânt de spus acolo? Cine ești tu? Ce faci tu? Ce studii ai tu? Ce reprezinți tu? Până la urmă e ca între oameni, nu? România nu produce nimic. Ne-am bătut cu agricultura în piept până când am reușit să o rezolvăm. 30% din terenul arabil este vândut străinilor. Industrie? Da, ia uite ce glumă despre România. Industrie. Facem Dacia împreună cu Renault. Și cam atât. Altfel ne rugăm de investitori să vină. Haideți, vă dăm facilități de zeci, sute de milioane de euro. Orice, dar veniți la noi. Iar ăia se uită cu scârbă la tine. Mă rog, dacă mâna de lucru e foarte ieftină, vin o perioadă. Apoi pleacă. După ce nu le mai dai nicio facilitate fiscală, nicio scutire de impozit, pleacă. Și te întreb din nou, cine ești tu pentru ei? Cifrele sunt jalnice, a șasea țară ca mărime, dar penultima economie din UE. Chiar dacă duduie, cum ne tot spunea domnul Ponta, duduia sărăcie. Am luat acele măsuri care țireau de salariu minim și acum am ajuns de la 675 de lei cât era atunci când am venit la guvernare, e 1050 de la 1 iulie și îl vom crește în continuare. De ce acum? Pentru că avem al patrulea an de creștere economică. Și în mare parte e vina noastră, sigur că e vina noastră, să ne gândim pe cine am trimis noi în Europa. Dar nici nu trebuie să ne gândim prea mult. Pe fata președintelui, fata fostului președinte, o tânără agramată care s-a făcut de râs prin discursuri ridicole. Țin să menționez că niciunul din cei 5 candidați la președinție au respins categoric ideea reunificării cu Georgia. Rusia trebuie să coopereze cu Uniunea Europeană în această zonă de maximă interes. În domeniul privat, femeile sunt mult mai bine reprezentate, o treime dintre ele. Mulțumesc. Vielen Dank, Frau Kollegin Basescu. Și-am mai trimis un extremist de teapa lui Vadim, un Gigi Becali, da, care s-a dus europarlamentar ca să scape de pușcărie. Cum intrau unii la facultate ca să scape de armată, așa s-a dus el europarlamentar. Noroc că pușcăria a rămas obligatorie, că nu s-a făcut de aia de profesioniști ca armata. Și nea Gigi a făcut bulău după aia. Parabas liber și toți se cuce! Hoții liberi, Becali în arest! Și ce-a mai văzut Europa la noi? A văzut că suntem și puțin tellingăi și foarte fraieri. De fiecare dată când ne-au angajat doctorii și inginerii, olimpicii de la matematică și informatică au făcut-o pentru că, nu-i așa, în UE piața este liberă, e libertate de mișcare, da. Dar când săracii mergeau să cerșească de la ei, hopa, libertatea de mișcare nu mai e chiar așa. Ar trebui să facem ceva cu ăștia aici, în țară. Și n-am zis nimic, am tăcut, mucles. Vorbesc de instituțiile noastre. N-am zis nimic că instruim medici timp de 10 ani pe bani de la buget și apoi alimentăm spitalele din UE. Iar când am fost trași de urecă, auzi, exportăm cerșetori, la fel, am tăcut. Uite, statul român cerșește de ani de zile prin Europa, prin America și nu-i dă nimeni nimic.
Adevărul e că europenii oricând au putut să ne arunce în față. Voi vorbiți corupților? Da, pentru că avem economia neagră, cea mai neagră din Europa. Furturi din fonduri europene, șefa de ICOT cu dosar, premier cu pușcărie, parlamentari anchetați pe capete, fostul prim-ministru cu dosar penal și așa mai departe. Și un președinte care timp de 10 ani se ducea pe acolo și fluiera a pagubă, plimbându-se cu mâinile în buzunare. Dar un președinte care a tăiat imediat salariile și pensiile și a mărit TVA-ul. Așa, preventiv, ca să austeritate. Iar Europei i-a plăcut. Ba chiar au fost voci care au rămas impresionate. Vai, nu credeam că se poate ca un popor să fie atât de docil în timp ce face experimente pe el. E vina noastră, evident, că am ales astfel de oameni să ne reprezinte. E, vedeți, tot noi suntem de vină. Ce naibă?